Era că, și dacă, nu, nu, ideea era că n-are de ce să bage bățul în gard, că oricum domnul Ciucă nu va mai rămâne președintele PNL-ului. Deci oricum va exista o schimbare și oricum ar fi rezultatele. Asta era ideea. Doamna Riza, dumneavoastră, cum vedeți această situație? Domnul Marcel Ciolacu a spus și a rămas consecvent asupra declarației sale că puterea trebuie împărțită. Atunci când domnul Marcel Ciolacu va fi președintele României, va numi un premier de la un alt partid, de la PNL, în... Sperăm că această guvernare va continua și din 2025 încolo. Că nu va fi domnul Ciucă și va fi domnul Bolojan, ce să spun, Doamne ajută! Deci noastră pe asta dar va numi un premier de la un alt partid, în speță de la PNL. Deci, ca o deci nu cred că este vreo schimbare în declarația domnului Marcel Ciolacu. Domnul Marcel Ciolacu a rămas consecvent, spre deosebire de onorabilul Ciucă, care a spus că nu intră în politică, a jurat că nu intră în politică, a intrat în politică. După aceea a spus, a semnat că vor fi alegerile prezidențiale în septembrie, după aceea s-a răzgândit. Ce să facă și el? Execută ce îi spune domnul Constantin, ați dori să interveniți.